Martie este 9 februarie, iarna din vremea primăverii a adus nisoare abundentă pe drumurile din zona de nord a județului Mehedinți. Însă reprezentanții direcției tehnice din cadrul Consiliului Județean Mehedinți au monitorizat situația în termen și au intervenit prompt. Zăpada s-a așternut într-un strat consistent pe drumurile din județul Mehedinți, astfel încât în noaptea de miercuri spre joi și în cursul acestei dimineți, operatorul de desăpezire a intervenit cu utilaje dotate. Cu lamă și material antiderapant pe drumurile județene din zona de nord a județului Mehedinți, președintele Consiliului Județean Mehedinți, din Georgescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Reprezentanții direcției tehnice din cadrul Consiliului Județean Mehedinți au monitorizat situația în teren și s-a intervenit prompt pe DJ 670 pe tronsoanele Malovăț, Baia de Aramă și Florești Negoiești și DJ 607B pe tronsonul Magheru Cireșu. Pentru a evita incidentele în trafic, șoferii sunt sfătuiți să aibă autovehiculele dotate cu anvelope de iarnă, chiar dacă ne aflăm în luna martie, să păstreze distanța regulamentară în trafic, să circule cu viteză redusă și să nu accelereze și să nu frâneze brusc, a transmis la din Georgescu președintele Consiliului Meteorologii spun că vremea de iarnă de acum este determinată de întâlnirea masei de aer rece coborâtă dinspre polul nord cu cele cu umiditate foarte ridicată sosite fie dinspre marea Mediterană fie dinspre oceanul Atlantic